Elena, expuneți opinia, cum a fost pentru prima dată? Pentru prima dată a fost foarte, foarte, foarte greu. Foarte greu, emoții foarte mari. Eu nu știu ce să spun. Cât timp ți-a ocupat pregătirea colecției? 2 luni. Două luni, asta a fost foarte puțin, pentru 7 rochi și cam cu nervi. Greu, dar meritat, meritat. Așa, și în astea 2 luni câte nopți ai dormit tu normal? Câte nopți normal? Ultimele 2 duminici. Am dormit normal până la ora 2 dimineața. În rest, 3-4. Что я могу сказать? Лена вообще офигеть, как молодец. Я даже видела, как она хочет расплакаться, и у меня самой такие эмоции вообще. Что мне сказать? Я ее всегда поддерживаю, хоть она и постоянно на меня злится, там, разное. Ну, короче, бывают все-таки ссоры какие-то, но по-любому мы будем вместе, я буду ее всегда поддерживать. Она молодец. Ну все, ну все. Ну. Este foarte, foarte, foarte bravo. Am muncit foarte mult. Și cred că prin colecție se vede, dovedește faptul că, într-adevăr, a muncit și a depus efort. E o fată foarte, foarte bravă. Felicitări, Lena! Vreau să felicit Lena cu această zi importantă. Să-i doresc mult, mult succes și meargă așa totul mai departe, multă, multă baftă. Și și eu vă iubesc pe toate! Fișca mea principală nu există când mă nervez. Fișca ta e super, mai las cu pișorul așa. Și care aici e devușca? După părerea mea personală, tot a mers. Și eu cred, eu personal cred că tare bine a fost.